Frigul pune stăpânire pe toată țara în următoarele zile, în timp ce temperaturile vor depăși cu doar câteva grade pragul de îngheț. Joi la Giurgiu cerul va fi mai mult noros și pe arii restrânse vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de nisoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile sunt în creștere ușoară față de ziua precedentă, iar termometrele nu vor indica valori mai mari de 2 grade Celsius ziua și minus 4 grade noaptea. Spre sfârșitul zilei pe arii restrânse va fi ceața asociată cu depunere de chiciură. Astfel, la Bolintin și Giurgiu se vor înregistra 2 grade Celsius, la Mihăileș, Ghimpați, Hotarele, Izvoarele și Comana, maxim 1 grad. Vântul va sufla cu o viteză de 16 km pe oră din direcția vest. Presiunea atmosferică va fi de 777 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în scădere cu 15-25 de centimetri, cota probabilă 144 de centimetri. Umiditatea aerului va fi de 85%.